În această dimineață aș dori ca să privim la pasajul care a fost citit și să încercăm împreună să depistăm care este subiectul pasajului și felul în care îl putem înțelege mai bine. Vă aduceți aminte, de la capitolul 5, versetul 11, autorul cărții Evrei face o paranteză, el vorbea despre Domnul Isus ca mare preot. Și face o paranteză pentru că depistează autorul că cei cărora le scrie, audiența căreia îi scrie, sunt niște oameni care aveau o problemă. Gravă, nu? Și problema lor era că erau imaturi. Asta este problema lor. Asupra celor de mai sus avem multe de zi și lucruri grele de trecut, fiindcă față cu greu la pricepere. Și tot ce urmează este o dizertație, da? o analiza a stărilor, o soluție pe care le dă Apostolul autorul cărții Evrei. Iar această paranteză de la, vers de la capitolul 5, versetul 11, se încheie în capitolul 6 cu versetul 8. Da? În capitolul 6 cu versetul 8. Discuția despre maturitatea lor. Apoi autorul cărții Evrei își continuă subiectul în capitolul 6, versetul 20, chiar la final subiectul despre Domnul Isus ca mare preot. Ceea ce înseamnă că după ce avem textul acesta despre imaturitatea lor și soluția pentru imaturitate, de la versetul 9 până la versetul 19 și 20, este un alt subiect, dar face într-un fel parte tot din paranteza aceasta. Haideți să ne uităm puțin la pasajul acesta într-o perspectivă panoramică, largă asupra lui, doar așa, survolăm deasupra pasajului. El zice versetul 9, măcar că vorbim astfel, cum? Măcar că vorbim astfel mustrându-vă pentru starea în care vă găsiți, de imaturitate, da? Măcar că am vorbit astfel despre starea voastră de imaturitate și a folosit cuvinte foarte apăsate, totuși de la voi așteptăm lucruri mai bune și care însoțesc mântuirea. Versetul 11, dorim însă ca fiecare din voi, dorințele lui, așteptăm lucruri mai bune care însoțesc mântuirea. Aici, într-un fel, gustăm, vedem subiectul pe care le introduce apostolul sau autorul cărții evrei. El nu zice așteptăm de la voi să fiți mântuiți. Da? Iarăși din nou gândiți-vă puțin dacă pasajul din capitolul 6 înseamnă că ei au căzut și era cu neputință să fie înnoiți era absurd ca acum să le spună totuși cu privire la voi așteptăm lucruri mai bune. Dacă si recuperabili, cel puțin trebuie să departajezi foarte clar. Sunt unii dintre voi care sunt irecuperabili. Ar trebui să le dați o scrisoare eclesială de despărțire și să-i trimiteți afară. Că stau degeaba acolo. Totuși, de la voi, așteptăm lucruri mai bune care, și care însoțesc mântuirea, da? Și care însoțesc mântuirea. Ele țin de mântuire, dar sunt însoțitoare mântuirea. Au o legătură cu mântuirea, dar sunt însoțitoare mântuirea. Nu sunt mântuirea. Și... Argumentul al acestui fapt este versetul 10 care arată că oamenii aceștia s-au ostenit, au avut dragoste pentru numele lui Hristos, au avut pe Sfinți. Acest îndemn este reiterat, subliniat în versetul 11 când spune dorim să ca fiecare din voi să arate aceeași râvnă ca să păstreze. Ca să păstrezi ceva presupune că îl ai deja. N-ai cum să păstrezi ceva ce nu ai. Dacă nu l ai, trebuie să-l primești, să-l capezi, nu trebuie să-l păstrezi, trebuie să-l primești, da? Deci limbajul este foarte precis în, în, în pasajul acesta. Să păstreze până la sfârșit o deplină nădejde. Deci voi sunteți la nivelul la care sunteți, sunteți imaturi, iar chemarea apostolului este următoarea: să păstreze până la sfârșit o deplină nădejde. Ăsta este subiectul pasajului. Să păstreze. Cum numim noi această doctrină? Dacă spune. Frate, păstrează până la sfârșit deplină nădejde. Asta înseamnă că ai nădejdea. Și eu te încurajez să Perseverez, asta e doctrina, da? Este doctrina perseverenței. După ce îi mustră pentru imaturitatea lor și le dă un impuls ca să se maturizeze, apostolul, autorul completează uh, chemarea asta lui, uh, darea acestei soluții pentru imaturitate, completează această chemare, această mustrare, cum vreți să o numiți, cu o chemare pentru perseverență, cu un impuls pentru pers perseverență. De fapt, toată cartea Evrei... Este o chemare la perseverență. Toată cartea evrei. Veți vedea din nou și din nou după ce vorbește despre Domnul Isus, în anumite privințe, el îi cheamă din nou, îi cheamă din nou, îi cheamă din nou, îi cheamă din nou. Este o chemare la perseverență, iar pentru unii dintre ei, bineînțeles, este o chemare la mântuire în anumite uh, pasaje, așa cum am văzut deja. Este un cuvânt care se repetă foarte des în pasajul acesta și vreau să-l observați. Versetul 12 zice, cei prin credință... Și răbdare moștenesc făgăduințele. Versetul 13, asta e cuvântul cheie, făgăduință. Dumnezeu când a dat lui Avram făgăduința. Versetul 15, și astfel fiindcă a așteptat cu răbdare, a dobândit făgăduința. Versetul 17, când aplică nouă lucrul ăsta, fiindcă voia să dovedească cu mai multă tărie moștenitorilor făgăduinței. Repetă foarte des cuvântul făgăduință și este un cuvânt cheie, pentru că ni se arată în pasajul acesta, vom vedea imediat că Promisiunea lui Dumnezeu sau făgăduințele lui Dumnezeu sunt elementare, esențiale pentru procesul perseverenței. Deci el face o chemare la perseverență și ne arată că parte din perseverența aceasta este promisiunea lui Dumnezeu sau promisiunile lui Dumnezeu. Pe scurt, ca să înțelegeți pasajul care vorbește despre perseverență, este o chemare la perseverență. Vom vedea, în versetul 9 și 10 este o indicare a acestei perseverențe, dar el nu dă un îndemn direct, ci este o indicare a perseverenței, zice ne așteptăm la lucrul ăsta. În versetul 11 și 12 este un imperativ al perseverenței, zice dorim însă ca fiecare dintre voi și este clar că dorința Apostolului Pavel nu era așa, o sugestie pentru ei. De la versetul 13 la 16 este o ilustrare a perseverenței din viața lui Avram, cu el a primit o promisiune, a perseverat și fiindcă a perseverat, a câștigat ceea ce i s-a promis și apoi... Ni se arată cum se implementează practic în viața noastră perseverența aceasta, de la versetul 16 până la 20, unde sunt trei piloni mari ai perseverenței. Haideți să parcurgem pasajul acesta atât când ne va permite timpul. Indicarea perseverenței. Ne uităm întâi la indicarea perseverenței. Când ne indică perseverența, autorul cărții Evrei ne arată că această perseverență este compusă din două aspecte. Din două aspecte. Unu, din siguranță, trebuie să fie o siguranță a, a perseverenței și o stăruință, da? El zice, uh, măcar că vorbim astfel prea iubiților, totuși de la voi așteptăm. Cuvântul așteptăm duce puțin în eroare, pentru că în original este cuvânt care vine din credință și înseamnă uh, noi credem sau suntem convinși. M-am uitat în două traduceri ca să mă asigur de lucrul ăsta, de exemplu, traducerea GBV spune lucruri mai bune și care țin de mântuire, zice suntem convinși cu privire la voi, de lucruri mai bune și care țin de mântuire. Și traducerea netere uh, spune în felul următor. Traduce netere, uh, zice, chiar dacă vorbim astfel prea totuși în ce vă privește, suntem convinși că sunteți în stare de lucruri mai bune și care însoțesc mântuirea. Deci termenul acesta, de la voi așteptăm cumva, Pavel își că mâine, mă, sper să perseverați. Da? Cam asta e termenul așteptăm, mă, mă aștept, am așteptarea asta de la voi. Eu sper să vă băgați mințile în cap și să perseverați. Nu este ăsta termen. Nu asta nu e nu dorința apostolului Pavel. Pur și simplu mă aștept. Îmi doresc să faceți lucrul ăsta, dar acum vedeți voi. Asta ține de voi eu. Ce să fac? Nu pot decât să vă impulsionez. Nu. Termenul de aici este credem, suntem convinși, avem încredințarea cu privire la voi de lucruri mai bune și care însoțesc mântuirea. Ar fi foarte straniu că Apostolul Pavel, după ce îi mustră foarte dur că ei sunt nemântuiți să presupune sau că nu mai au nicio șansă la mântuire, că au crezut și este cu neputință, au căzut și este cu neputință să fie noi, da? Capitolul 6, versetul 6. Ar fi foarte straniu că acum să zic că noi suntem totuși. E cu neputință să fiți în noi și după aceea schizofrenic spune, totuși suntem încredințați că voi o să mergeți înainte. Ești încredințat sau nu ești? Că mai înainte spui că nu aveai nicio șansă. Dacă interpretezi pasajul în sensul acela, da? că pasajul acesta ar vorbi despre o cădere iremediabilă. Nu? Apostolul, autorul cărții evrei, merge în aceeași idee, el este sigur de perseverența lor. El este sigur de perseverența lor. Chiar dacă era într-o cădere, era într-o stare de imaturitate, el totuși are siguranță cu privire la perseverența lor. Perseverența noastră, în alte cuvinte, compune, da, este compus din aspectul acesta al siguranței. Există o siguranță pe care trebuie să o ai când perseverezi. Perseverența este un proces împiedicat, este un proces teribil de greoi dacă e totdeauna în dubii. Sunt persoane care așa înțeleg procesul perseverării. Eu perseverez numai dacă mi-e frică. Mi-e frică că mă duc în iad și asta nu face să mă duc înainte. Că dacă nu mi-ar fi frică, n-aș persevera. E ca și cum mai spunem, trăiesc viața de căsătorie și în fiecare dimineață nevastă sau bărbatul și amenință nevasta că divorțează. Și ea din frică că eu ameninț am că divorțez, ea să poartă cum trebuie. Și are grijă de, de prun, și are grijă de mine, și îmi calcă caine și nu mai știu ce face. Este o aberație, este absurd. Să ne imaginăm viața noastră, relația noastră cu Dumnezeu în felul acesta. Trebuie să stau totdeauna în dubii, în frică, că Dumnezeu mă trăznește, că Dumnezeu mă bubuie, că Dumnezeu mi-a mântuirea. Că altfel eu mai persevera. Asta ar trăda mai degrabă că acolo nu există naștere din nou. Că acolo nu există nicio relație adevărată între tine și Dumnezeu. Dacă Dumnezeu tot trebuie să dea cu fulgere și trebuie să te în spatele tău și să te amenințe non-stop că tu ești deasupra iadului. Ești mântuit de aici deasupra iadului și în fiecare secundă firul la subțire care te ține pe deasupra iadului ar putea fi tăiat. Bang! Și ai căzut. Și numai asta te ține pe tine să te ții de firul subțire al mântuirii tale. Cam așa și imaginează unii oameni perseverența în har. Stai într-o stare de frică, de teroare continuă și asta mă ține să merg mai departe aproape de Dumnezeu. Nu! Apostolul Pavel spune, suntem siguri de lucruri mai bune și care însoțesc mântuirea. În contextul acesta se referă la maturizarea lor, la perseverența lor. Asta este un lucru bun și care însoțește mântuirea. Are legătură cu mântuirea prin faptul că vine după momentul mântuirii. Nu poți persevera dacă nu ești mântuit întâi, da? Deci el ne arată... În primul rând, caracterul acestei certitudini este o încredințare a lui, o convingere a lui. Conținutul acestei certitudini este cu privire la perseverența lor. El nu este doar sigur de mântuirea lor, ci este sigur și de perseverența lor. Sunt două aspecte foarte importante, diferite. Eu nu sunt sigur doar că sunt mântuit, eu trebuie să fiu sigur și de faptul că voi persevera până la capăt. Și siguranța mea, bineînțeles, nu se bazează pe eforturile mele, pe faptele mele și pe ceea ce produc eu. Da? O să fie foarte clar. Contextul acestei, contextul acestei certitudini în care este? De ce spune apostol, de ce începe apostolul, autorul cărții, de ce începe așa? Suntem încredințați de lucruri mai bune și care însoțesc mântuirea. Păi începe așa pentru că mai înainte i-a mustrat. Și le arătat cât de imaturi sunt. Și este foarte interesant să observăm cum astăzi oamenii, este trist de fapt cum astăzi oamenii, consideră că atunci când găsesc un pasaj în care sunt avertizări, amenințări, mustrări, asta este incompatibil cu siguranța mântuirii. Pentru Apostolul Pavel nu este incompatibil. Sau cine a fi scris cartea evrei, da? că sunt dubic privire la lucrul acesta. Dar să observați că spun, ba, autorul cărții evrei, ba, apostolul cărții evrei. Odată funcționează cu perspectiva unora, odată cu perspectiva altora. Eu paranteză. Nu contează cine e căr autorul cărții evrei, autorul final este Duhul Sfânt. Dar vedeți, autorul nu vede o incompatibilitate între mustrarea din capitolul 6 și capitolul 5 și încurajarea și încredințarea lui cu privire la perseverarea lor în capitolul 6, a doua parte. Pentru el nu este o contradicție. Acțiunea cineva ar veni și ar asculta slujba noastră, care este într-un fel o reprezentare a pasajului ăsta. Prima dată, lăudăm pe Dumnezeu, slavă Doamne, mulțumim, glorie ție, suntem aleși și după aceea ne mărturisim păcatele și ne tânguim. Voi zic schizofrenici. Ăștia, ba, plâng, ba, râd, ce cu ei? Păi există o parte din viața noastră care merită mustrare, și merită pedeapsa lui Dumnezeu, da? asta merită și o tratăm în felul ăsta, nu zicem, lasă-mă că Dumnezeu oricum suntem aleși din veșnicie și să nu mai mărturii sunt păcate, că oricum în Domnul Iisus suntem iertați. Nu, partea aia trebuie tratată într-un fel, iar partea cealaltă trebuie tratată în alt fel. Nu există niciun fel de incompatibilitate. Sunt două adevăruri ale Sfintei Scripturi care pentru unii s-ar putea să pară că sunt într-o tensiune teribilă încât se exclud, ele sunt două adevăruri ale Sfintelor Scrituri și trebuie păstrate în felul acesta. Există o compatibilitate între mustrare, între avertizare, între amenințare și siguranța mântuirii. Există o compatibilitate. Și omul în același discurs îi mustră și după aceea le spune, dar eu sunt sigur că voi veți uh, merge până la capă, că veți persevera. De ce e el sigur? Pentru că mustrarea și avertizarea nu au alt rol decât a-l impulsiona pe om să meargă mai departe. Mustrarea și avertizarea pe care o primesc din partea lui Dumnezeu, prin cuvântul lui Dumnezeu, prin Duhul Sfânt, în comunitate, prin slujitor, nu are rolul ca să-mi pun eu totdeauna sub semnul întrebării mântuirea. O, am mustrat înseamnă că nu-ți mântui. Nu ăsta este rolul. Rolul este ca tu ăla mântuit, dar imatur în anumite domenii din viața ta, prin mustrare și avertizare și amenințare, să te ridici și să mergi mai departe. Ăsta este rolul. Nu se duce acasă de presiune și eu nu am nicio șansă, nici nu cred că sunt cred că am nicio treabă. Nu asta este rolul mustrării și avertizării. De aceea vedem felul minunat, fascinant, extraordinar, fantastic, cum Dumnezeu ne arată în pasajul acesta compatibilitatea aceasta între avertizările pe care ne le dă Dumnezeu, mustrările pe care ne le dă Dumnezeu și în același timp îmbărbătarea pe care ne-o dă Dumnezeu. După ce e mustră, spune că Dumnezeu vroia ca să găsim o puternică îmbărbătare. Păi ne-ai acum vrei să fim îmbărbătați? Da! Mustrarea așa are locul ei pentru anumite porțiuni din viața noastră, iar îmbărbătarea are lorul ei. Da? Și trebuie să le primim pe amândouă din partea lui Dumnezeu. Numai când înțelegem rolul și această compatibilitate, această legătură dintre mustrare și dintre mângâiere, numai când înțelegem compatibilitatea dintre aceste două, vom primi tot ce ne dă Dumnezeu. Tot ce ne dă Dumnezeu. Și nu tot să mă... Eu nu înțeleg. aici un paradox. Lucrurile astea nu, nu, pot să le înțeleg. Acum mă mustră, acum mă mângâie. Nu, există o compatibilitate perfectă între lucrurile acestea, da? Și le primim pentru sufletul nostru, pentru că ele ne folosesc. Însă, autorul cărții nu are o încredințare și o convingere bazată pe nimic. El nu spune pur și simplu, mă, voi sunteți baptiști. Că sunteți baptiști, voi sigur sunteți mântuiți. N-aveți cum să fiți baptiști, nu fiți mântuiți, da? sau sunteți independenți, atunci dacă sunteți și independenți, atunci eu convingere mai mare din partea mea că voi sunteți în regulă. Pe ce se bazează convingerea lui, încredințarea lui sau siguranța lui? Care este o parte a perseverării? Pe ce se bazează? Vorbim de siguranța mântuirii. Pe ce se bazează ea? I-au zis pe ce se bazează. După aceea pe făgăduință, dar inițial spune versetul 10 așa. Căci Dumnezeu, deci zice, așteptăm lucruri mai bune și care însoțesc mântuirea. Sau suntem încredințați de lucruri mai bune și care însoțesc mântuirea, căci și introducem motivația. Am siguranță căci pentru că Dumnezeu nu este nedrept. El, el ancorează siguranța perseverării lor în cine? În Dumnezeu, că Dumnezeu nu este nedrept. Da. Dar pe lângă dreptatea lui Dumnezeu, da, Dumnezeu nu este nedrept, adică este drept, da. Pe lângă dreptatea lui Dumnezeu, el prezintă niște dovezi ale mântuirii. Și anume Dumnezeu nu este nedrept să uite osteniala voastră sau în altă traduce lucrarea voastră, care pe care ați arătat-o pentru osteniala voastră și dragostea pe care a arătat-o pentru numele Lui. Voi care ați ajutorat și ajutorați pe Sfinți. Aș uh, împărți aceste două doveze ale mântuirii în, uh, în două. În primul rând, afecțiunea pentru Domnul Iisus Hristos și în al doilea rând, ajutorarea Sfinților. Vedeți, dumneavoastră, noi am putea să ne ostenim și să ajutăm pe unii oameni, dar să nu o facem pentru Domnul Iisus Hristos și asta nu ne face cu nimic mai bun decât niște atei. Tu ai putea să fii un om bun din perspectiva lumii care ajut pe ceilalți din jurul tău când poți și când ai chef și când îți permiți și când ai deprițos. și oamenii să te aprecieze și să zică că ești un vecin bun, ești un coleg bun, ești un om devotat, ești un soț bun. Ce om grozav ești tu! Dar nu ești mântuit dacă nu faci lucrurile acestea, ia auziți, pentru numele Lui. Dragostea pentru numele Lui. Voi care ați ajutorat și ajutorați pe Sfinți. Deci dragostea pentru Hristos mă face să-i ajut pe Sfinți. Să nu credeți care cumva dumneavoastră că noi suntem în locul acesta pentru că avem o simpatie extraordinară unii pe alții. Pentru alții. Nu. Dacă n-ar fi Hristos, să știți, unii dintre noi n-am avea niciodată niciun fel de contact unii cu alții. Și am face orice ca să ne evităm unul pe celălalt. Ia un exemplu. Eu cu fratele Mihai. Dacă nu sunteți convinși, întrebați-l impulsul lui fireț, da? El spune mereu, când tine vine e fireț, nu? Impulsul lui fireț sau predispoziția lui firească sau omea firească, care ar fi fost ca să vin să slujesc cu un om ca el? Chiar și oamenii din afară care se consideră credincioși, zic, domnule, asta n-are cu să reziste mult. Ei analizează firesc și din punct de vedere fireț zic, n-are, nu, nu funcționează. Oamenii ăia, Ciprian cu altul, nu au nicio treabă, frate, ce caută acolo împreună? Domnule, aici nu ne-am strâns pe baza unor simpatii. Omenești, firești, pe niște criterii umane, pe puncte comune. Toți avem coșuri. Pum, am văcut biserica celor care au coșuri, ne înțelegem bine, avem același tratament și discutăm despre asta. Nu suntem un club religios aici. Nu suntem un club social. Noi ne-am strâns aici datorită dragostei noastre pentru numele Domnului Isus Hristos. Asta ne strânge la oaltă. Asta te face mântuit, nu simpatiile. Nu prieteniile. Asta ne face să putem plânge împreună, să ne mărturisim păcatele împreună, să ne închinăm împreună, să facem atât de multe lucruri împreună, deși suntem foarte diferiți unii de ceilalți. Foarte diferiți. În foarte multe privințe. Acesta este creștinismul. Asta e baza, esența, temelia creștinismului. Dragostea pentru numele Domnului Isus Hristos. Asta este test eliminatoriu. Altfel nu ești mai bun decât un ateu. Asta este test eliminatoriu. Faci ceva și datorită dragostei pentru Domnul Isus Hristos sau nu? De aceea când fratele meu sau sora mea mă deranjează sau mă supără, eu nu dau țâp de pământ lucruri și zic, mie nu mai trebuie. Îmi fac boceluța și plec. De ce? Pentru că eu n-am venit acolo datorită simpatiei pe care o am pentru el. Eu n-am venit acolo fiindcă fratele Sorin mi-a promis înainte să vin, eu să mă port extraordinar cu tine. Nu am smuls nicio promisiune în asta la el și nici nu am nevoie de ea. Că nu pentru asta am venit. Eu am venit datorită dragostei pentru numele Domnului Isus Hristos. De aceea biserica rămâne coagulată chiar în mijlocul conflictelor, în mijlocul deranjurilor, în mijlocul supărărilor care se întâmplă. Noi suntem oameni și greșim unii față de alții în multe feluri. Ce ne ține? care e lanțul care ne strânge? Dragostea pentru numele Domnului Isus Hristos. Să înțelegem foarte clar lucrul acesta, pentru că aceasta este o dovadă a mântuirii. De asta apostolul are încredințarea că ei vor persevera, că a văzut în ei dovezile mântuirii. El nu pur și pur zice, măi, eu cred în predestinare, chiar dacă nu văd nicio dovadă a mântuirii în ăștia și ăștia trăiesc ca niște dragi, eu totuși cred că să alegi ales din veșnicie. Nu! El vede în viața lor dovezile mântuirii, că au dragoste pentru numele Lui Hristos și în al doilea rând, voi care ați ajutorat și ajutorați pe sfânt. Și acesta este un test eliminatoriu. Dacă eu pot să văd pe fratele meu, din orice punct de vedere, spiritual sau material, că el suferă, da? Eu, de exemplu, să ajung să aud că un frate a făcut un păcat sau trăiește într-un păcat sau face așa. Și eu zic, băi, treaba lui. E treaba lui. Bă, frate, Mihai, ocupă-te de, de, el. Du-te și aplică-i tratamentul. Și dacă asta e atitudinea mea, eu ar trebui, vă spun, să ar trebui să-mi pun semne de întrebare cu privire la mântuirea mea. Dacă eu nu simt durere când un mădular din trupul lui Hristos suferă, dacă tu îți pui mâna, stai morcovi acolo când faci supa și tu stai o bucată din deget și tu zici, nu-i bai, nu mă doare. Tu ai o problemă, omule bun, du-te la spital. Ai o problemă gravă, ești bolnav, ești putre de bolnav. Dacă cineva din trupul lui Hristos este afectat din orice punct de vedere, suferă din punct de vedere material sau spiritual și eu spun, băi, treaba lui, Dumnezeu la unii dă mai puțin, la unii mai mult, asta e. Ăsta e mai slăbuț așa de minte, asta e. El mai calcă în strechine, asta e treaba. Ce să fac eu? Nu pot eu totdeauna să am grive de el. Ai o problemă gravă. Ai o problemă teribilă, teribilă. Unitatea trupului Domnului Isus Hristos. Dragostea pentru trupul Domnului Isus Hristos se naște din dragostea noastră pentru Hristos. Și el leagă relația noastră cu Hristos de relația noastră cu Sfinții. Acestea două se leagă, da? Orizontalul cu verticalul. Relația cu Hristos de relația cu Sfinții se leagă. Amândouă sunt dovezi eliminatorii ale mântuirii. Așadar, siguranța mântuirii noastre nu merge de una singură. Că noi stăm și filozofăm despre doctrina predestinării și zicem, de asta avem noi siguranța mântuirii. Nu! Siguranța mântuirii merge mână în mână cu dovezile mântuirii. Înțelegeți ce spun? Siguranța mântuirii merge mână în mână cu dovezile mântuirii. Eu nu sunt chemat de Dumnezeu să-l conving pe cineva că e mântuit dacă el nu are dovezile mântuirii. Asta este o aberație. Asta se întâmplă de multe ori după procesele evanghelistice. Oameni care nu se pocăiesc, au numai o convertire din asta firească, sentimentală, omenească, el frate, nu sunt prea sigur că sunt mântuit. Acolo e convingerea Duhului Sfânt. Duhul Sfânt îl convinge pe individul ăla că nu-i mântuit, fiindcă el nu-i mântuit. Și păstorul sau evanghelistul sau, așa zis, un consilier spiritual spune, da, ai făcut rugăciunea păcătosului, da. Atunci ești mântuit, stai liniștit. dar eu nu simt, eu nu văd în viața mea o schimbare. Domnule, te-ai rugat, ai primit pe Domnul Isus dar da, l-am primit. Ești mântuit, stai liniștit. Asta este mal praxis spiritual. Asta este nenorocire. Asta sunt niște tragedii lucrurile acestea. Dacă omul nu are dovezile mântuirii, Nimeni nu te-a chemat pe tine să-l convingi că el e mântuit. Dacă el nu are dovezi de mântuire. Dacă el habar nu are pe ce lume trece din punct de vedere spiritual. Da? Cele două sunt împreună. Siguranța mântuirii cu dovezile mântuirii. Aceasta este indicativul mântuirii. Indicarea, mântuirii, indicarea maturizării sau perseverențelor. lor. Mă scuzați. Indicarea perseverențelor. Apoi apostolul, după ce indică această perseverență, prezintă un imperativ. Da, eu sunt încredințat, am siguranța asta, și el nu zice, fiindcă eu am în siguranță asta, nici nu vă mai bate capul. Da? Eu, autorul cărții evrei, sau eu, de exemplu, spun fraților, eu sunt sigur că toți sunteți mântuiți, aveți dovezile mântuirii, da? Toți aveți dovezile mântuirii, nu aveți nicio treabă, mergeți înainte. Dați-i drumul. Ia auzi ce spune autorul. Bun, revenim. Ia auzi ce zice, versetul 11. Dorim însă ca fiecare din voi să arate aceeași râvnă ca să păstreze până la sfârșit o deplină nădejde. Deci siguranța merge mână mână cu stăruința. Deci eu sigur că fratele Avram mai mântuit. Frate, tu chiar poți să stai liniștit. A, tu ai, ai fost un om extraordinar de-a lungul timpului, tu chiar poți... Eu zice, nu, eu sunt sigur că ești mântuit, dar din punctul ăsta, ce zice? Dorim Însă ca fiecare din voi, fiecare din comunitatea respectivă, să arate aceeași râvnă ca să păstreze până la sfârșit o deplină nădejde. Nu știu dacă dumneavoastră ați avut vreodată sentimentul ăsta de vă lua așa o pauză. Deci, eu vreau, vreau să-mi iau o pauză cu biserica. -auzi pe vreau să-mi iau o pauză cu biserica. Vreau să o pauză cu biserica. O, o, zice o perioadă în care să mă liniștesc. Deja te-o prosti satana dacă ți-o spus că tu luându-ți o pauză de la biserică, la părtășie, de la închinare, de la mărturisire, de la cântare, tu să ai o pauză ca să spui în gând, gând, gândurile în ordine. Ce enormitate e asta să crezi tu că departe de, de metodele Harului o să se pună ție gândurile în ordine. Deja ți le-au făcut carcea, parcea, diavolul, dacă tu deja gândești lucrul ăsta. Deci e, 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 dezastru acolo. Ia auziți, dorim să, ca fiecare din voi să arate aceeași râvnă. Să există o continuitate. Nu să te relaxezi. Nu există relax spiritual. Da? Dacă ai putea să vorbești despre o relaxare spirituală, de o bucurie, o fericire spirituală, este atunci când mergi înainte, când lupți, când trăiești cu râvnă pentru Dumnezeu. Nu când se întoarce roata, zice, eu mă relaxez, o și, scuzați-mă, expresia, începi să te călărească pe tine diavolul și îți face viața dezastru. Atunci îți vezi relaxare. Nu-ți mai trebuie relaxare Veac. Da? Să arate aceeași râvnă ca să păstreze până la sfârșit o deplină nădejde. Uitați-vă care este esența perseverenței. E fascinant pasajul ăsta care este ca toată Sfânta Scriptură. Dar uitați, esența perseverenței care este? Esența perseverenței nu este efortul nostru. Esența perseverenței nu este acțiunea. Esența perseverenței, auziți care este? Dorim ca fiecare de voi să arate aceeași râvnă în ce? Și ai zice acum, râvnă toți, turați motoarele la ce? Faceți misiune, fac... nu auziți? ca să păstreze până la sfârșit o deplină nădejde. Tu ai nădejde și se arată imediat spre finalul capitolului că nădejdea noastră este Hristos, a încurajat sufletului nostru este Hristos, iar perseverența în esența ei înseamnă să-l păstrez pe Hristos ca nădejdea mea. Asta este esența perseverenței. Îl am pe Hristos și cu râvnă trebuie să mă țin de Hristos. Îl am pe Hristos și cu râvnă trebuie să mă agăz de El și să-L păstrez pe El. Asta este esența perseverenței. Și esența aceasta, dacă păstrăm această esență a perseverenței, ea duce la o energie foarte puternică în viața noastră, pentru că spune în versetul 12, așa încât, dacă ții pe Hristos nădejdea mea, care e rezultatul? Așa încât să nu le neviți. Care e opusul leneviei? Care e opusul leneviei? Hărnicia. Da? Nu activitatea. Hârnicia. Hârnicia e mai mult decât activitate. Dacă te duci la muncă și îl vezi pe unul așa că dă glet, împinge el acolo, Gă, greu tată viața. Dar nu spui că e harnic. Zici că face și el ceva. Îi în activitate? Îi. El împinge acolo ceva. Dar vezi că e sile de ce face. Aici spune ca să nu le neviți și opusul este ca să fii harnic, da? Deci dacă îl ții pe Iisus ca nădejde, în așa funcționează. Asta e scara. Îl ții pe Iisus ca nădejdea în ta, din asta curge o energie. Energia și de obicei perseverența este prezentată invers. Dumnezeu te-a mântuit, dar acum și tu trebuie să arăți și să faci și să dreci și să nu știu ce. Domnule, nu zic că nu trebuie să faci lucrurile alea. Dar ai sărit un pas. Elementar, esențial, ceea ce îți dă ție energie să trăiești viața de credință în perseverență este Hristos. Sunt mântuii prin Hristos și perseverez prin Hristos. Eu nu perseverez prin efortul meu, prin Hristos. Pentru că efortul meu este un rezultat al prezenței și manifestării continui a Domnului Isus Hristos în viața mea. Hristos nu se manifestă în viața mea doar când mă întorc la Dumnezeu. Mă întorc la Dumnezeu, îmi iartă păcatele și Hristos se manifestă. Îl văd frumos, extraordinar, că mi-a iertat toate păcatele și că m a mântuit. Și de acolo pun pe Hristos la un loc de cinste, așa, bibelou, în vitrine, cum aveam noi pe vremea comunistilor dar îl pui acolo în vitrine, bibelou, și după aia, trage toată viața, că de acum el o făcut, acum trebuie să fac și eu. Nu e așa. Eu l-am primit pe Hristos, pe primul loc, pe locul central al vieții mele, definitorul, și din momentul ăla, din Hristos, curge energia că eu să trăiesc viața de credință, da? Deci dacă îmi păstrez această nădejde, spune, așa încât rezultatul este că nu le nevim. De ce există lenevie? Păi există lenevie datorită acestei filozofii drăcești, blasfemiatoare. Nu, nu zicem că pe Hristos la o parte, dar cam asta se întâmplă. Acum hai să trecem la Muncă, fraților! Nu, dacă nu păstrez pe Hristos în centru vieții, dacă Hristos nu rămâne esența vieții noastre, nu vei avea energie pentru perseverență. Nu vei avea energie pentru perseverență, da? Deci el leagă lucrul acestea într-un mod deosebit, într-un mod deosebit de, de clar. Așa încât să, zice el, să nu le neviți, ci să călcați pe urmele celor ce prin credință și răbdare moștenesc făgăduințele. El ne dă un exemplu, da? Ne dă un exemplu de perseverență. Cum au perseverat oamenii aceștia? Zice să călcăm pe urmele lor. Cum au făcut ei? Mi-au zis ce spune. Celor ce? Prin credință și răbdare. Vedeți, ordinea. Nu știu dacă ați crezut atunci, acum... Nu, zice credință și răbdare, da? Sau credință și perseverență. Răbdarea vine din credință. O credință via adevărată produce răbdare. Prin credință și răbdare ajung la moștenirea lor. Da? moștenirea lor. Iar moștenirea lor le este prezentată în făgăduințe. Așa moștenești făgăduințele, promisiunile lui Dumnezeu prin credință, prin credință, și răbdare. Ordinea este crucială să o observăm. Și zice că oamenii aceștia care au răbdat, care au crezut, au moștenit făgăduințele. Ăsta este procesul perseverenței. Ăsta este procesul perseverenței. Am niște promisiuni pe care mă bazez și datorită lor cred și rad, da, perseverez, și voi ajunge să câștig aceste promisiuni. În versetul 13 la 16, autorul ne ilustrează. Ne ilustrează printr-un om deosebit de important în istoria răscumpărării și în istoria poporului evreu, tatăl evreilor, care este Avram. Și ne ilustrează cum arată perseveranța aceasta, prezentându-ne un eveniment din viața lui Avram. Ia uitați ce zice. În primul rând, el ne vorbește despre... Promisiunea lui Dumnezeu. Asta este crucială pentru perseverența lui Avram? Și asta se va arăta că este crucială pentru perseverența noastră. Dumnezeu când a dat lui Avram făgăduința, vedeți cum începe? Deci el ilustrează cum perseverăm noi. Hai să vă spun despre Avram. Și toți se vrei, ciuleau ulechile lechile. U, uh, da, tatăl nostru, Avram, ia să vedem cum a perseverat Avram. Cum a luat Avram de la Dumnezeu moștenirea? Ce a fost promis? Cum o? Păi uite cum. Dumnezeu când a dat lui Avram făgăduința, ar fi perseverat Avram dacă n-ar fi avut o promisiune ar fi perseverat, nu să persevereze spre ce? Că promisiunea asta îți comunică lucru spre care țintești, da? Dumnezeu când a dat lui Avram făgăduința, fiindcă nu putea să se jure pe unul mai mare decât el, s-a jurat pe sine însuși. S-a jurat pe sine însuși. Deci Dumnezeu își conf dă promisiunea aceasta, comunică promisiunea că zice, și a zis cu adevărat te voi binecunta și îți voi mulți foarte mult sămânța. Deci Dumnezeu comunică promisiunea și Dumnezeu confirmă această promisiune prin faptul că Dumnezeu se jură se jură. Acum vă întreb, nu sunt promisiunile lui Dumnezeu credibile? Este necesar ca Dumnezeu să se jure după ce ne comunică ceva? Este necesar? Nu e necesar ca Dumnezeu să se jure. Dar Dumnezeu să apleacă la slăbiciunea noastră omenească și după ce comunică promisiunile Lui, Dumnezeu le confirmă, le certifică jurându-se pe cei mai mari în Universul ăsta. Ce anume? Pe el însuși. Nu există nimeni mai mare de Dumnezeu. Și Dumnezeu să jură pe el însuși. Și când face legământ și jurământ cu Avram și când taie animalele acelea în două, cum stăiate animalele acelea, așa să fie despicat cel care va călca jurământul. Adică Dumnezeu, că numai el a trecut pe acolo. Dumnezeu își pune însă și existența sa de Dumnezeu la mijloc, în joc, dacă el își va călca promisiunile. Atât de sigure sunt promisiunile noastre. Promisiunile noastre sunt atât de sigure ca și existența lui Dumnezeu. Promisiunile lui Dumnezeu pot să fie călcate de Dumnezeu doar dacă Dumnezeu va înceta să existe. De asta Dumnezeu să jură pe sine însuși. Așadar, ni se arată în exemplul lui Avram că promisiunea lui Dumnezeu este primară în procesul perseverării. Avram n-a perseverat fiindcă el a fost un om foarte credincios. Avram a perseverat pentru că Dumnezeu a comunicat o promisiune și că Dumnezeu și-a confirmat promisiunea jurându-se pe sine însuși. Și asta a fost pentru Avram o certificare suficientă. După ce prezintă promisiunea, importanța promisiunii, ne prezintă perseverența lui Avram. Și astfel fiindcă a aștepta cu răbdare a dobândit făgăduința. Acum, hai să ne gândim puțin. Zice Dumnezeu, cu adevărat te voi binecuvânta și îți voi înmulți foarte mult sămânța. Știți la un moment dat că Avram cu soția lui, bineînțeles, la inițiativa soției, că uneori dacă bărbații nu au inițiativă, inițiază soțiile. Nu neapărat inițiază totdeauna, bine, dar inițiază. Zice, bă, Avrame, ceva aici problem cu planul lui Dumnezeu. Deci Dumnezeu este foarte clar că se va mulți sămânța, da? Unde e sămânța? Am o idee. Bă, Dumnezeu îți dă? Dar îți bagă în asta, nu? De ce ne-a fi dat Dumnezeu pe agar? Poate Dumnezeu vrea să dă sămânță pe agar. Ce zici de ideea asta? Și vreau să zice... Da, Interesantă idee. Și are pruncul ăla cu agar. Aia era promisiunea lui Dumnezeu? Nu suntem bătrâni. Stai, alea, să gândești. Eu sunt babă, tu ești moviniat. Nu știm normal la cap. Și la vârsta asta putem să avem prunci? Sunt serioși. Hai că tu poate, da, dar eu? Uite, asta e soluția. Dacă te uiți la viața lui Avram, nu vezi totdeauna Când s-a dus prin Egipt, când s-a întâlnit cu unul cu altul, nu vezi chiar totdeauna așa o perseverență uh, desăvârșită la el. Totuși Dumnezeu spune de Avram, a așteptat cu răbdare și a dovedit făgăduința. Ceea ce înseamnă că Dumnezeu se uită la stilul nostru de viață. În procesul perseverării noastre sunt căderi. În procesul perseverării noastre sunt falimente. În procesul perseverării noastre sunt greșeli și sunt păcate grele. Dar, în toți copiii lui Dumnezeu se vede un stil de viață de perseverență. Da? Ei continuă. Sunt falimente. Și la vreme au fost niște falimente teribile de, teribil de grave. Teribil de grave. Și El este numit Tatăl tuturor credincioșilor. Dar nu este numit Tatăl tuturor credincioșilor datorită farimentelor Lui, ci datorită perseverării Lui. Și faptul că, deși a căzut, El s-a ridicat. Și Apostolul încheie această ilustrare a perseverării când vorbește despre ceea ce fac oamenii, zice, oamenii cei drept obișnuiesc să se jure pe cineva mai mare și jurământul este o chezășie care pune capăt oricărei neînțelegere. Între Dumnezeu și Avram n-a fost nicio neînțelegere. E foarte clar, dar deși n-a fost nicio neînțelegere, Dumnezeu totuși s-a vră pe sine însuși ca să-i dea lui Avram o certitudine. Și în final, haideți să ne uităm la versetul 17 la 20, cum ni se aplică nou lucru ăsta. Practic, cum se implementează procesul perseverării. Am văzut deja. Ne ținem de nădejde, de Hristos, avem energie, nu le nevim și mergem spre făgăduințele pe care ni le-a dat Dumnezeu ca să le moștenim. Da? Ni s-a ilustrat exemplul lui Avram. Haideți să vedem trei piloni importanți din versetul 17 până la 20 ai perseverare. Trei piloni importanți. În primul rând este planul întemeiat al lui Dumnezeu. Zice versetul 17 De aceea și Dumnezeu fiindcă voia să dovedească Iarăși Dumnezeu nu are nevoie să facă nicio demonstrație nimănui. Dar El face această, dă această dovadă de ce? I-au zis de ce? Fiindcă vroia. Dumnezeu vrea să dovedească vrea să certifice, vrea să autentifice, vrea să ne încredințeze, vrea să dovedească cu mai multă tărie moștenitorilor făgăduințe lor nestrămutarea hotărârii lui a venit cu un jurământ. Da? Deci Dumnezeu își descoperă planul lui. Zice că vrea să dovedească nestrămurarea hotărârii lui. Hotărârea este planul lui Dumnezeu și în context este planul de mântuire al lui Dumnezeu. Și Dumnezeu vrea să dovedească că această hotărâre a lui este nestrămutată. Nu se schimbă. Planul lui Dumnezeu nu suferă schimbări. Și el vrea să ne dovedească lucrul acesta. Cui vrea să dovedească lucrul acesta? Moștenitorilor făgăduinței, nu la orice om, da? Nu se dă încredințare sau convingere sau siguranța mântuirii oricărui om, ori, ci doar moștenitorilor făgăduinței, că zice vrea să dovedească moștenitorilor făgăduinței. Ce vrea să dovedească? Nestremutarea hotărârii lui sau desăvârșirea planului lui Dumnezeu. Planul lui Dumnezeu iese desăvârșit și Dumnezeu vrea să ne dovedească lucrul acesta. De ce? Pentru că asta este un pilon al siguranței noastre al perseverării noastre. Eu voi persevera doar dacă știu că planul lui Dumnezeu veșnic, făcut de Dumnezeu, nu va sufera niciun fel de alterare. El este neschimbat, nestrămutat. Asta mă ține pe mine tare. Pe mine nu mă ține tare că mă uit dimineața în oglindă și spun o să reușesc și astăzi. Nici vorbă, ci planul întemeiat al lui Dumnezeu. Și el a vrut să ne descopere lucrul acesta. Auzim acuzația asta deseori că Aveam așa un fel de obsesie cu siguranța mântuirii, cu păstrarea Sfinților în har, cu planul lui Dumnezeu, predestinarea și așa mai departe. Asta este dorința lui Dumnezeu. Ascultați din nou, nu zic, oameni, ce tot domnule discutați, asta predestinarea produce foarte mult rău la oameni. Când avut oamenii că unii se aleși spre mântuire și așa mai departe, asta face rău sufletelor. Dumnezeu nu dea de aceeași părere cu tine. Ia uite ce spune Scriptura. Dumnezeu vroia să dovedească sau să descopere, să certifice sau autentifice, cu mai multă tărie, moștenitorilor făgăduinței, adică la niște oameni specifici, cei care moștenesc făgăduințele, cărora li s-au făcut făgăduințele, nestrămurarea hotărârii lor. Nestrămutarea hotărârii lor, Că planul lui Dumnezeu este neschimbat, nealterat. El a vrut să știm lucrul ăsta. Cine? Noi! Nu ce, mama, noi. nu intrăm noi în lucrurile ascunse. Lucrurile ascunse sunt ale lui Dumnezeu. Astea sunt descoperite că și că a vrut să ne dovedească lucrurile astea. Ce? Că planul lui este neschimbat. Planul lui cu cine? Cu moștenitorii făgăduinței, adică cu noi. Avem niște promisiuni, le vom moșteni. Și până le vom moșteni, spune, întemeiați-vă pe planul meu care este neschimbat, nestrămutat. Așadar, o, o studiere a planului lui Dumnezeu care este perfect, nestrămurat, nesăvârșit, nu este o chestiune interzisă de Dumnezeu, ci este dorința lui Dumnezeu, și că el vroia lucrul ăsta. Și a venit, zice, cu un jurământ. A venit cu un jurământ. Pentru ca, prin două lucruri care nu se pot schimba, planul lui Dumnezeu, promisiunea lui Dumnezeu, și în care este cu neputință ca Dumnezeu să mintă și acum leagă totul de persoana lui Dumnezeu, da? să găsim o puternică bărbătare noi. Deci avem persoana lui Dumnezeu, el nu poate să mintă, spune. Avem prezentat planul lui Dumnezeu, el este neschimbat și avem prezentate promisiunile lui Dumnezeu. Da? Făgăduințele lui Dumnezeu, zice moștenitorilor făgăduinței, da? Avem aceste trei lucruri. Două pe care le menționează și de aceste două se leagă faptul că Dumnezeu nu poate să mintă sau persoana lui Dumnezeu. Zice că în acestea noi găsim o puternică îmbărbătare. Prin acestea noi găsim o puternică îmbărbătare. Așadar, ne ancorăm în persoana lui Dumnezeu, ne ancorăm în planul lui Dumnezeu, ne ancorăm în promisiunea lui Dumnezeu care este întărită, spune în textul acesta, prin jurământ. Dumnezeu a întărit lucrul acesta, a venit cu un jurământ, ne-a jurat Dumnezeu. Și în capitolul 8-9 încolo o să ne arate cum noul legământ este întărit pentru credincioși cu jurământul, cu jurământul lui Dumnezeu. Care este efectul când înțelegem planul lui Dumnezeu și promisiunile lui Dumnezeu? Zice, prin acestea noi găsim o puternică îmbărătare. Frașii și surori, deschis, noi trebuie să trăim viața de sfințenie. Noi trebuie să fim sfinți cum este Dumnezeu Sfânt. Noi trebuie să ascultăm toate poruncile Sfintei Scripturi. Dar îmbărbătarea, energia pentru a face lucrurile acestea nu vine din noi. Acțiunea ta pe calea Domnului, da? activitatea ta pe calea Domnului, împlinirea poruncilor lui Dumnezeu, ascultarea, sfințirea, supunerea, toate acestea au un rol, dar acestea vin din întemeierea ta și a mea în persoana lui Dumnezeu în planurile lui Dumnezeu, în promisiunile lui Dumnezeu, care toate nu au de-a face cu, cu mine. Sunt niște lucruri sfinte în care omul nu are nicio contribuție. Nu am nicio contribuție în planul lui Dumnezeu și nu am nicio contribuție în promisiunile lui Dumnezeu. Sunt ini inițiativa lui Dumnezeu, vin de la Dumnezeu. Iar acestea, când ajung în Sufletul Credinciosului, acestea produc energie, acțiune, supunere, credință, răbdare, perseverență, ascultare și așa mai departe. Iar eu. În mod conștient mă întorc spre planul lui Dumnezeu, mă întorc spre promisiunile lui Dumnezeu, mă întorc spre persoana lui Dumnezeu, pentru că știu că acestea mă vor face să perseverez. În acestea zice să găsim o puternică îmbărbătare. O puternică îmbărbătare. Nu doar să fim îmbărbătați, da? Să fim întăriți. Este o puternică îmbărbătare. Da? Este o puternică îmbărbătare. Și apoi, după ce ne arată planul lui Dumnezeu, după ce ne arată promisiunea lui Dumnezeu și că acesta este cu neputință să nu se împlinească, ne arată pe Domnul Isus Hristos din nou, care este al treilea pilon în textul acesta prezentat al perseverării noastre. Zice, noi a căror scăpare a fost să apucăm nădejdea care ne a pus înainte, pe care o avem ca o a sufletului tare și neclintită, care pătrunde dincolo de perdea din lăuntru templului, unde Isus a intrat pentru noi ca înainte mergător, când a fost făcut mare preot în viac după rânduiala lui sedec. Deci avem planul lui Dumnezeu neschimbat, da? avem promisiunea lui Dumnezeu care ne descoperă într-un fel planul lui Dumnezeu și care este întărită de jurământ. Dumnezeu e cu neputință, spune textul acesta, să -mi mintăm privința aceasta. Și apoi avem persoana Domnului Isus Hristos, care este prezentat ca preotul nostru înainte mergător, cel care merge înaintea noastră. Da? uitați cum spune. Să găsim puternic puternică bărbătare noi, a căror scăpare a fost să apucăm nădejdea. Aici e descris procesul convertirii. Întoarcerea noastră la Dumnezeu. Întoarcerea noastră la Dumnezeu nu este momentul în care venim la Dumnezeu și ni se pune un jug greu și trage Tatăl de acum dacă vrei să fii mântuit. Nu spune. Convertirea noastră este descrisă aici ca o scăpare. Noi a căror scăpare a fost să apucăm nădejdea, adică pe Domnul Isus Hristos, că despre El vorbește. Nădejdea care ne era pusă înainte. Aici e descris procesul evangelizării. Evangelizare înseamnă să se pună o nădejde înainte. Iar nădejdea este Hristos. Și convertirea este că după ce s-a pus nădejdea asta înainte, prin Evanghelie, dacă nu este chestiunea asta, nu este Evanghelie. Dacă nu-i pusă nădejdea înainte, Hristos, nu este Evanghelie și nici evangelizare. Dar când se face lucrul ăsta, scăparea, convertirea înseamnă omul să se agațe, să-l ia pe Hristos, să-l primească pe Hristos și să experimenteze o scăpare. O scăpare. Zice, a căror o scăpare, salvare, mântuire, eliberare a fost să apucăm această nădejde. Da? E descris Alerg -ă, alergarea noastră la Hristos sau convertirea noastră și apoi să arată starea noastră prezentă, da? Starea trecută, starea prezentă, pe care o avem ca o ancoră a sufletului, o nădejde tare și neclintită care pătrunde dincolo de perdeaua din lăuntru. Domnul Iisus Hristos este pentru noi, spune Scriptura aici, o ancoră a sufletului. Imaginea portului și a mării pe care am mai văzut-o în capitolele precedente când un om putește în derivă, dacă nu are o... ancoră. Dacă e marea plină de destini să face praf și pulbere, la, cor la fel cum ne-am face noi, praf și pulbere, pe marea lumii este plină de păcat și de moarte și de ispite și de uh, diavoli, ne-am face praf și pulbere pentru totdeauna, dacă n-a existat un moment în viața noastră în care a cără scăpare a fost să ne apucăm de nădejdea asta, adică de cel pe care acum îl avem ca o ancoră, de El ne-am acorat în portul mântuirii, de Domnul Isus Hristos. Da? Asta este Hristos pentru noi acum, așa trebuie să-L vedem pe Domnul Isus Hristos. Iar aceasta ancoră, zice că este o ancoră a sufletului, nu e o ancoră a trupului, nu l-am luat pe Hristos ca să câștig tot felul de beneficii materiale. Da? Este o ancoră a sufletului, este o mântuire spirituală, duovnicească, despre asta se vorbește. ăsta este folosul nostru. Da? Și spune despre aceasta ancoră că este tare și neclintită. Deci vorbim despre perseverență, da? Și siguranța mântuirii în perseverență. Ce mă ține pe mine tare? De ce am eu siguranță? Pentru că el este tare. Nu pentru că eu o să reușesc până la capăt, ci pentru că ancora sufletului meu în portul mântuirii este Domnul Isus Hristos, care el este tare și neclintit. Păi noi, noi ar putea să avem stările aceste emoționale, psihice, în care simțim că ne bate păcatul în dreapta și în stânga și ispitele și așa mai departe lucrurile nu sunt așa din punct de vedere obiectiv, pentru că viața noastră este ancorată de Domnul Isus Hristos. El este ancora sufletelor noastre, da? El ne ține legați. El ne ține legați. Și această ancoră, el merge mai departe și ne explică de ce e așa de tare ancora asta și de ce suntem neclintiți. Zice că Domnul Iisus Hristos, versetul 20, unde Hristos ancora această tare și neclintetă care pătrunde dincolo de perdeaua din lăuntru templului, unde Isus a intrat pentru noi ca înainte mergător când a fost făcut mare preot după rânduiala lui Mersi Sedec. Acum, pe scurt, știți cum arăta cortul întâlnirii. Cortul întâlnirii avea două camere, nu? În prima cameră în care intra preotul după ce trecea la primul altar și aducea jertfă, după ce se spăla, intra în prima cameră, în locul sfânt. Și în locul sfânt era sfeșnicul, era masa cu punerea pâinilor dinainte și era altarul tămâierii. Și era o mare perdea acolo care se separa locul prea sfânt de locul sunt. Pe perdea aceea erau niște heruvim mari care arătau că accesul omului în prezența lui Dumnezeu este total interzis. Preotul când intra o singură dată pe an să aducă ispășire pentru păcatul poporului, trebuia să aducă ispășire întâi pentru el și abia atunci putea să intre acolo. Pe veșmintele lui erau prins niște clopoței care făceau gălăgie și spune să-și prindă, chiar menționează lucrul acesta, să-și prindă clopoței aceia care să facă gălăgie ca să nu fie omorât înaintea Domnului. Nu puteai să-i mă duc așa, Dumnezeu e prietenul meu, să stăm așa la o stare de vorbă. Te trăzdea Dumnezeu pe loc. Nu exista, nu exista. Evreu știa, toți evreii știau, niciun om din poporul Domnului, poporul ales, nu poate intra în prezența lui Dumnezeu decât marele preot o dată pe an. Intrarea în prezența lui Dumnezeu este strict interzisă. Doar cu sânge se intră și rar. Preotul o dată mare pe an. Lucrul acestea arătându-se, arătând spre ceea ce urma să facă Domnul Isus Hristos. Acum, când evrei citesc aici că a intra cineva acolo ca înainte mergător. În sensul că dacă el e înainte mergător, vin alții după el. Ceea ce era de neimaginat. Cum adică? Cine să intre acolo? Păi noi toți cei mântuiți care îl avem pe el ca mare preot înainte mergător. El n-a intrat și a ieșit. El a intrat și când a intrat în momentul în care a murit la cruce de la Golgota, perdea din lăuntru trempului s-a rupt, Dumnezeu arătând că prin jertfa Domnului Iisus Hristos accesul în prezența lui Dumnezeu este deschis pentru toți copiii lui Dumnezeu, toți cei care sunt cumpărați, câștigați de Domnul Isus Hristos, îi El, accesul pentru oamenii aceștia este liber. Și lucrul acesta ajunge să fie argumentat foarte clar în, în capitolul 10. Unde Isus a intrat pentru noi ca înainte mergător când a fost făcut mare preot în viac după rânduiala lui Dumnezeu. Așadar, pilonul principal al persevererii noastre, într-adevăr, el pornește de la planul veșnic al lui Dumnezeu, merge spre promisiunile pe care Dumnezeu ni le comunică nouă și de care noi ne agățăm ca să perseverăm până la capăt. Sunt promisiuni care vizează ceva din viitor, dar pilonul principal este persoana Domnului Iisus Hristos. Acesta este pilonul central al perseverării noastre. Din el vine energia, din el vine puterea. El este garanția promisiunilor lui Dumnezeu. El este împlinirea planului lui Dumnezeu. De el se leagă toate lucrurile. Dumnezeu să ne îmbărbeteze, să ne ajute să găsim o puternică îmbărbătare în persoana Domnului Iisus Hristos, în cuvântul lui Dumnezeu, în promisiunile lui, și în planul lui veșnic. Dacă uh, ignorăm lucrurile acestea, dacă suntem nepăsători, dacă le tratăm cu indiferență sau le luăm de apucat, o facem spre sau o facem în detrimentul nostru. O facem spre răul nostru. Acestea sunt metodele și acesta este felul în care Dumnezeu lucrează perseverența în viața noastră. El să ne binecuvânteze cu această lucrare extraordinară. Amin.